citesc, vrea să citească și la mine să mă mă rog o poezie. Mulțumesc. Bună seara, doamna Mila. Stai, vreau ca să te prindem poze, că nu mai fost. Aici e lumina spate. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și vă felicit pentru această minunată seară de poezie. Artiștii întotdeauna merită o celebrare și ce frumos a rupit înainte, sigur, toată echipa de critici de fruntea țării despre Mihai Soare și iată Sfântul, cu tare poetul. Ce imobilu! Un omagiu adus artistului. Este emoționat, vă mărturisesc, nu era chiar pregătită să vină față, dar totuși din dragoste pentru poezie, din mare dragoste pentru poezie, vreau și eu să aduc un omagiu prin două foarte scurte vorbe alese chiar acum din creația doamnei Victoria Milescu. Am ales chiar primul poem care deschide această serie de poezii. Este un poem plin de smerenie și cred că e un îndemn de meditație pentru noi toți. Se cheamă Imitându-i pe ceilalți. Dumnezeu și moartea. Învoartă de grijă. Eu fac să dureze efemerul. Construiesc o casă pentru vrăbii. Sădesc un pom pentru rai. Fac un copil care va dărâma casa, fiind prea mică, și va tăia pomul, pentru că nu rodește. Scriu o carte despre toate acestea și cineva o va arde să se încălzească sub viscul. Câtă smerenie în condiția artistului de a se face mult prea mic, astfel inclusiv, iată, creația sa o lasă chiar să fie spre a încălzi un suflet de copil. Se cheamă Dreptul la neîncredere și este tot o lecție de smerenie, consider, și o esență de viață. De-aș veni spre păsări, aș avea aripi. De-aș veni dinspre ape, aș fi zvoare. De-aș veni dinspre pustiuri, m-aș târâ. De-aș veni din necunoscut, aș ascunde. De-aș veni dinspre câmpuri, m-aș hrăni. De-aș veni dinspre aur, aș străluci. De-aș veni dinspre vifor, aș revui diamante. De-aș veni dinspre praf, m-aș lipi. De tălpile tale, însângerând